Salutare! Am folosit Samsung Galaxy A10s și, dacă ești interesat de un telefon de buget, ar trebui să vezi videoclipul acesta. A10s este urmașul lui A10, un telefon foarte bine primit de public. Samsung a lansat foarte multe telefoane de buget anul acesta și, dintre ele, A10 s-a vândut cel mai bine, motiv pentru care A10s mi-a strânit interesul. Așa că am vrut să văd cum se descurcă un telefon cu adevărat de buget de la Samsung și, dacă ai văzut unboxing-ul, știi că primele mele impresii nu au fost tocmai strălucite. Însă, după câteva zile în care l-am folosit, pot spune că primele mele impresii au fost corecte. Hai să începem. Galaxy A10s are un design atractiv. Chiar dacă e aproape identic cu A10, până și dimensiunile și greutatea sunt similare, rămâne un telefon arătos în segmentul său de preț. Marginile sunt mici, camera frontală e mascată de bretonul tip picătură și marginea de jos e puțin cam mare. E subțire și ușor, asta îl face unul dintre cele mai confortabile telefoane de utilizat. Faptul că e ușor se datorează și construcției din plastic. Chiar nu pot să mă iau de faptul că nu e construit din sticlă. Într-un asemenea buget vei găsi majoritatea cazurilor plastic, dar se poate să dai și de sticlă sau aluminiu. Pe partea din față avem un ecran de dimensiuni destul de mari, 6,2 inci, un LCD cu rezoluție HD. Nu e primul telefon cu rezoluție HD folosit de mine anul ăsta, nu e primul LCD folosit, însă e primul pe care pot să spun că am văzut pixele aproape tot timpul. Ăsta nu e un semn bun, mai ales că eu nu prea am ochi de vulturi și, dacă am văzut pixele, sunt șanse mari să-i vezi și tu, lucru care va face experiența utilizării mai puțin plăcută. Samsung ne-a răsfățat de-a lungul anilor cu ecrane AMOLED de bună calitate, ba chiar a început să le pună și în telefoanele accesibile, și nu spun că voiam asta la A10s, dar m-aș fi așteptat la un ecran mai calitativ. Comparativ cu alte telefoane din acest segment, Huawei pe Smart, Redmi Note 7, Xiaomi Mi A2, Galaxy A10s este în urmă în ceea ce privește ecranul. Ecranul HD are și o parte bună, economisește bateria. De altfel, cred că bateria este principalul actual al telefonului. Ea reprezintă și cea mai mare diferență dintre A10 și A10s. Pe A10 aveai 3400 mAh baterie și pe A10s 4000 mAh baterie, adică o creștere de aproape 20%. La o utilizare medie vei obține fără probleme cel puțin 2 zile cu o singură încărcare. Față de ce am folosit anul acesta, A10s este în top ca durată de viața bateriei. Se descarcă greu și se încarcă greu, dar nu am pretenții de încărcare rapidă aici. Chiar și așa, decât să se încarce repede și să se descarce repede, mai bine prima opțiune. Durata de viață a bateriei va fi prelungită și de faptul că nu prea ai ce aplicații intense grafic să folosești. Telefonul vine cu un procesor Helio P22 de la MediaTek și ăsta este cel mai mare dezavantaj al lui. Și nu mă refer la faptul că e de la MediaTek, ci la faptul că performanța pe care o oferă este slabă. Am făcut câteva teste și rezultatele arată scoruri de aproape 2 ori mai mici decât ale concurenței. Am instalat și câteva jocuri, unele mai intense, altele mai ușoare din punct de vedere grafic. În Candy Crush nu am avut probleme, procesorul se va descurca cu jocurile ușoare. Însă dacă vrei ceva mai intens grafic, acest telefon nu este o alegere bună pentru tine. De exemplu, PUBG era jucabil la cele mai mici setări posibile și chiar și atunci aveam lag destul de des. Trebuie să recunosc că am fost surprins de faptul că măcar puteam să-l joc. Dar dacă telefonul avea lag la cele mai mici setări deja, după câteva update-uri, cu siguranță nu vei mai putea să joci jocul, pentru că de la update la update, jocurile de obicei cer tot mai multe resurse. Personal, nu înțeleg de ce au înlocuit procesorul de pe vechiul A10 cu acesta, pentru că performanța nu s-a îmbunătățit. Singurul avantaj la care mă pot gândi este pentru a reduce costul de producție al telefonului. Dacă la performanță nu excelează, pot spune că softul îmi place. Avem One UI, care cred că este cel mai bun lucru pe care Samsung l-a făcut anul ăsta. Interfața arată bine, poți să o personalizezi cum vrei tu. Dezavantajul l-am mai spus. One UI este o versiune de Android destul de încărcată, și asta va însemna că vei primi update-urile la noua versiune de Android mai greu. De exemplu, pe seriile E10 și Note 10, update-ul la Android 10 este așteptat prin ianuarie și februarie 2020. Lăsând toate descrierile astea la o parte, experiența mea de utilizare a fost umbrită de lagul constant întâlnit. De multe ori, chiar și când navigam prin meniu, telefonul parcă mergea cu încetinitorul. Ceea ce mă îngrijorează este că vorbim de un telefon nou, abia scos din cutie. Nu pot să nu mă întreb, dacă merge așa acum, peste câteva update-uri, cum o să mai meargă? Personal, îmi fac griji față de capacitatea acestui telefon de a fi utilizabil pe termen lung. Și acum să trecem la ceea ce ar putea reprezenta cireașa de pe torta telefonului sau bomboana de pe colibă. Camera. Pentru a fi mai interesant, am ales să compar pozele acestui telefon cu ale lui Samsung Galaxy A30. Fie vorba între noi, nici A30 nu excelează la acest capitol. În prima poză, ambele telefoane au ales versiuni ale lor de reproducere a culorilor. Realitatea era o combinație între cele două. Dacă dăm zoom, se vede că A30 a surprins mai multe detalii. În a doua poză, A10 s-a descurcat ceva mai bine, părerea mea. Și culorile au fost mai aproape de realitate.
Am vrut să văd cât de aproape de subiect pot focaliza telefoanele și A30 a făcut o treabă mai bună. Pe A10S, de la distanța respectivă, când îmi focaliza, când se pierdea focalizarea. Mai mult, când am dat să fac poza, îmi arăta că a focalizat și uite ce a ieșit. Tot așa am pățit în următoarea poză, unde am vrut să văd cum se descurcă telefoanele puse în fața luminii soarelui. Din nou, A30 a focalizat, A10S a focalizat și el, dar când am dat să fac poza, focalizarea a dispărut. Cam asta este principala problemă a camerei. Fie că o las să facă singură poza sau selectez tu punctul de focalizare, face tot ce vrea ea. În rest, am observat că pierde foarte multe detalii, dar se descurcă bine în lumina soarelui și poza următoare este exemplul perfect. A30 practic a ars frunzele și poza lui A10 are culori mai bune, dar când ai zoom pe ele, observ cât de multe detalii a păstrat A30. A, da, A30 are și ultrawide. Un avantaj al lui A10 față de A30 și față și de vehicul A10 este că are senzor de adâncime care va ajuta la portrete. A30 nu are și nu poți face decât la oameni fotografii portret sau cum le spune Samsung, focalizare live. Pe A10S merge. Poza următoare am făcut-o înăuntru să văd cum se descurcă în lumina din interior și aici am observat că pozele sunt spălăcite, mult prea albe și reci. În condiții de luminozitate scăzută nu prea se descurcă și nu are nici mod de noapte. Și apoi am trecut la filmare. Am făcut un videoclip, l-am văzut pe laptop, nu mi-a venit să cred. L-am pus pe monitor și tot nu mi-a venit să cred. În condiții de luminozitate perfectă, într-o zi însorită și cu soarele în spate, a ieșit asta. Menționez că mergeam liniștit, încet, dar în filmare zici că dădeam dintr-o groapă în alta. De detalii ce să mai zic, am filmat special aici pentru a vedea cum se văd firele de iarbă și în videoclip părea mai mult gazon sintetic. Pe A30 filmarea a ieșit mai bine și parcă stabilizarea a fost mai bună. Dacă nu aș fi testat și alte telefoane de buget, aș fi dat vina pe prețul telefonului pentru această performanță, însă știu că se poate mai bine. Pe Redmi Note 7 vei obține poze net superioare, cele mai bune segmentul de sub 800 lei. Ce ar mai fi de zis, pe telefon am dat 700 lei, însă când va ajunge în magazinele mari din România, mă aștept să fie în jur de 600 lei. Telefonul are 32 GB memorie standard și 2 GB de RAM, e cam puțin RAM. RAM-ul nu afectează în mod direct performanța, singurul dezavantaj este cât se vor restarta aplicațiile din fundal. De exemplu, atunci când deschizi Facebook, Instagram, YouTube, Candy Crush și vrei să intri din Candy Crush pe YouTube să înainte să subscribe, ți se va restarta aplicația. În rest, mai ai loc pentru card de memorie, MUFG, Bluetooth 5.0, microUSB și senzor de amprentă clasic montat pe spatele ecranului. Senzorul de amprentă este o îmbunătățire față de A10 care nu avea deloc. La final videoclipului voi da o notă telefonului. Fac asta doar cu telefoane pe care le-am folosit și topul folosește scorul dinamice. Adică, dacă un telefon are nota 10 la o categorie, înseamnă că e cel mai bun la acea categorie din ce am testat eu, nu înseamnă că este cel mai bun de pe piață și atunci când apare altul mai bun, îi voi scădea nota primului. Pentru mai multe detalii, explic punctajele și ce reprezintă ele în descrierea videoclipului. Și scorul lui Samsung Galaxy A10S este de 42 de puncte, cel mai mic scor avut pe acest canal. A10S obține un scor mai mic decât Xiaomi Mi A2, un telefon similar ca preț care a fost lansat acum un an și jumătate. A10S obține scor maxim la preț și baterie și un scor destul de bun la design, însă este tras în jos de performanța slabă care afectează și utilizarea de zi cu zi, telefon având lag constant. Mai este tras în jos de camere și ecran. Samsung avea resurse necesare pentru a pune un display mai calitativ și o cameră acceptabilă, cel puțin așa cred eu. Însă ce a vrut compania să facă a fost să ofere cel mai ieftin Samsung pe care îl puteau face, pentru că acest telefon este fix ce multe persoane caută, un telefon accesibil, care să arate bine și să fie făcut de o companie cu renume cum e Samsung. Și din acest punct de vedere le-a ieșit. Însă dacă mă uiți la competiția acestui telefon, consideră A10S puțin în urmă. De exemplu, Xiaomi Mi A2 se mișcă mult mai bine, are ecran Full HD, Android curat, va primi actualizări rapid, iar camera obține rezultate mult mai bune. Singurul dezavantaj ar fi durata de viață a bateriei. Dezavantajul lui Mi A2 este rezolvat de Redmi Note 7, care are o baterie comparabilă cu a lui A10S, ecran Full HD, construcție din sticlă, procesor mai puternic și cameră mult mai bună. Și Huawei pe Smart cred că este o opțiune mai bună decât A10S. În concluzie, Samsung Galaxy A10S este o ofertă decentă. Un telefon frumos și cu o baterie bună, dar este umplut de prea multe compromisuri. Și eu cred că meriți mai mult. Sper că ți-a plăcut review-ul, aștept cu interes părerea ta despre A10S în comentarii și noi ne vedem în videoclipul următor.